Una, dragi vărsători, aceasta este tălarea voastră pentru luna martie. Să vedem care este energia voastră generală în această lună. Avem și trei cărți de oracole și de zopa. Ok, turnul. Regina de bâte. Puterea. Patru de cupe. Prințul de cupe. Și marele preot. Cărțile din oracol, avem naștere aici, senzualitate și iluzie. Ok, cu turnul, o carte foarte puternică și cu puterea, clar, ai nevoie de multă putere în această lună, să depășești poate și o despărțire, o rupere, o distrugere destul de puternică, destul de abruptă, destul de din plin așa, poate la capitolul relații, pentru că avem aici cu Regina de Bâte și Prințul de Cupe, poate o ciocnire între două persoane destul de diferite, apă și foc totuși, o persoană mai matură și o persoană mai tânără, la vârstă mă refer, matură de ani. Și cu Marele Preot aici e interesant, simt așa că e o ghidare spirituală aici mai mult, este ceva, poate și ceva karmic, este ceva clar ce ține de relații cu Marele Preot, o relație, cineva, un profesor, o persoană mai matură, da, poate această regină de bâte, poate voi sunteți această regină de bâte, cineva care dorește să controleze într-un fel ceva sau cineva dorește să vă controleze într-un fel, ceva se rupe oricum, ceva nu mai merge. Nu mai poate să reziste pentru că iese la suprafață cred că adevărul iese la suprafață cu iluzie aici, ceva s-a întâmplat în prea multe minciuni, poate v-ați mințit singur în legătură cu ceva, cu o persoană, cu senzualitate aici, interesant, poate că a fost ceva mai mult bazat pe atracție fizică și nu pe adevăr și nu pe valori. Ok, corecte, normale, dar învingeți ceva, o să triumfați într-un fel sau altul și o să deveniți mult mai matur la sfârșitul acestei schimbări. Da, și o schimbare, clar, ceva distructiv într-un fel sau altul. Cu patru de cupe, poate este ceva la care v-ați gândit, ați tot amânat, știați că se va ajunge aici. Și totuși, inevitabilul se va întâmpla. Pentru că de ce ți-e frică nu scapi sau ceva de genul. Dar nu este ceva de rău aici, pentru că avem Marele Preot. Poate este ceva ce ține de partea asta conservatoare, de tradiții, de istorie, de ceva mai vechi, de părinți, de familie. O rupere, o desprindere, poate, nu știu, părăsești domeniul ăsta al familiei, al regulilor noastre foarte stricte și decizi să mergi pe o altă cale, pe un alt drum sau decizi să fii cu o persoană mult mai diferită decât tine sau lucruri de genul acesta, adică rupi normele, barierele care oarecum sunt nescrise, adică doar le aveai așa din moștenite, ceva de genul văzute în familie și așa mai departe, dar ceva se distruge, foarte interesant, că avem turnul și după Marele Preot și aici două chei. Ca și cum un legământ, ceva se distruge. Poate ceva karmic, ceva din generații, de ce nu? Să vedem și la capitolul iubire. Simt că e mai mult pe zona asta de iubire, dar oricum necesită foarte multă grijă, de fapt, grijă și necesită foarte mult curaj ceea ce urmează să faci în luna martie. La capitolul relații, cel puțin. Avem și iubirea. Din nou puterea, wow. Poate ai de-a face cu un leu. Cine știe? Un leu? Marea preoteasă. Marea preoteasă, marele preot frumos. Deci este ceva aici ghidat spiritual.
9 de băte, regele de monede, prințesa de băte. Vă foarte multe cărți la tine aici. 2 de săbii, împăratul. Ok, poate trebuie să faci o alegere, poate nu știi încotro să te duci, încotro să o iei, ce persoane să alegi, ce persoană să alegi să fie cu tine, să fiți împreună, împăratul. Două persoane foarte puternice, într-un fel, o persoană mai stabilă, o persoană... Da, două persoane autoritare, totuși. Sunt și alte cărți, magicianul. 4 de monede și 7 de cupe, din nou ideea asta de iluzii, de nesiguranță. Sunt foarte multe lucruri care trebuie puse la punct, așa simt. Foarte multe lucruri care trebuie puse la punct. Multe persoane care intervin sau ai de-a face cu multe persoane. În această lună vei avea de-a face cu multe persoane destul de diferite. Și la iubire. Interesant, încearcă să găsești o cale de mijloc, încearcă să nu te minți singur, să vezi adevărul, să alegi adevărul în această lună. Întotdeauna, dar mai ales în această lună. Pentru că ceva nu mai merge. De aceea apare și turnul. Ceva nu mai merge și trebuie distrus. Și poate că este ceva în această relație, în această conexiune, în această relație cu prietenii, cu familia, nu știu, orice mai apropiat de tine. Persoane care poate sunt destul de autoritare, persoane care țin foarte mult la ceea ce spun, la ceea ce gândesc, la... Da, e ceva aici foarte bine înrădăcinat, așa, pământenit. De aceea o să fie mai greu. Dar fie că vrei sau nu, cu turnul, ceva se va rupe, ceva se va distruge și anumite persoane nu vor mai fi în viața ta pentru că nu mai au de ce. Exact ca și aici, sunt prea multe cărți în plus. Anumite persoane trebuie să dispară din viața ta și când zic să dispară, mă refer să... Pur și simplu să o ia pe alt drum și drumurile voastre să nu se mai intersecteze într-un fel sau altul. Cariera. Ok, prințesa de monede. Uite, multe resurse financiare și regina de monede. Clar, ai resurse financiare să poți să construiești ceva stabil sau ar trebui să te gândești la chestia asta, să faci ceva stabil în această perioadă cu banii tăi. Sunt totuși două regine de monede care vorbesc despre bani, despre lumea materială, deci ai resurse financiare în această perioadă, dispui de resurse financiare și încearcă cu prințesa de monede să înveți ceva nou, să te îndrepți către ceva nou, poate ceva diferit pe zona asta profesională, dar tot ceva practic, ceva cu care ești într-un fel sau altul obișnuit sau obișnuită. Pentru că ai mari șanse să înveți lucruri foarte utile care să te ajute să fii mai prosper cu regina de monede. Să fii un student. Încearcă să înveți mereu ceva nou. Nu știi când te poate ajuta. Și alte mesaje. Ok, luna. Din nou, ideea de iluzie. Asul de săbii, cum am și zis, adevărul te va elibera. 10 de monede. 5 de săbii. Ok, și moartea. Dacă nu era destul de ajuns primul semn cu distrugerea, transformarea, cu turnul clar, este vorba despre o transformare aici. O transformare bruscă, puternică, la capitolul relații, oameni din jurul tău. Se vor schimba foarte mult relațiile în această perioadă pentru tine, în această lună. Probabil sunt niște adevăruri care o să doară, dar totodată aici naștere, deci o să dai naștere unor noi oportunități, unor persoane noi, la figurat, nu la propriu, care să apară în viața ta și
Suntem mai zdruncini, așa, nu știu, mi se pare că ești confuz, confuză, nu prea ești atât de sigur pe anumite relații, pe anumite persoane. Cineva nu ți-a dovedit că e de încredere și clar nu este, pentru că avem cinci de săbii. Vrea să scape cu orice preț, să aibă întotdeauna dreptate. Dar adevărul va ieși la iveală, va triumfa. De ce am zis, în această lună mergi pe adevăr, chiar dacă o să distrugi poate niște prieteni, niște relații, însă scap de această incertitudine, de aceste iluzii, pentru că ceva nu mai merge și nu mai funcționează și te pune într-o stare de asta de stagnare, de ca și cum ești abătut, te simți abătut, așa, ești, nu mai ai chef de nimic, să faci absolut nimic sau lucruri de genul acesta, de stagnare, da. Ca zodice mi este în evidență, foarte multe zodii aici, Taur, Pești, Scorpion, în mod deosebit, dar și Leu, clar, Leu de 2 ore aici. Berbec, zodii de Pământ, Capricorn, Fecioară, din nou Taur, am zis Taur, Pești, Scorpion, am zis, cam astea sunt zodiile ce mi se evidență, Gemeni. Da, foarte multe zodii. Foarte, foarte multe zodii. Cam asta este citirea pentru tine. O lună plină de multe evenimente, așa, și de multe persoane în contradictoriu, multe persoane care vin așa. E ca un haos aici, nu știu, simt că trebuie să mai scapi de niște lucruri, să te mai eliberezi de niște persoane, de niște situații de genul acesta. Ceva nu mai merge, poate trebuie să faci o alegere cu doi de săbii, mai ales pe plan emoțional, afectiv. Cam atât am pentru tine. Îți mulțumesc că te-ai uitat, îți doresc o lună extraordinară. Noi ne revedem data viitoare. Pa!